Încă o zi obișnuită din viața unui spital aglomerat aflat în centrul unui oraș ocupat. Aici, la maternitatea numărul 1 din Chișinău, e locul unde se înfiripează viața. Însă doctorii care întâmpină pe copii în această lume au fețe îmbătrânite. Medicul obstetrician ginecolog Cristina Ipati este una dintre puținii doctori tineri care a rămas să muncească acasă. Слышали его уже сегодня, да, или нет? Первый раз? Сейчас слушайте. Это что? Это сердце. Cristina, care primește sub 2000 de lei pe lună, aproape în fiecare zi se gândește să plece la muncă în altă țară, ca și aproape toți colegii săi de facultate. Mi-e foarte obișnuitor. Am venit foarte entuziasmată. Atitudinea societății foarte negativă și foarte obscură, care, nu știu, te face să dai mâinile în jos și să nu mai faci nimic. Te supără sistemul, te supără un pacient, te supără astea. Poți să-ți iei liber, să-ți faci bagajul și să pleci. Pentru că acum este mult mai ușor ca pe timpuri. Cu timpul, când persoanele vor mai înainta în vârstă și vor fi la pensie, cadrele noi, practic, o să fie numărate pe degete. Fenomenul migrației medicilor are deja 25 de ani. Din anul 1990, 6.000 de doctori au părăsit sistemul medical, majoritatea emigrând peste hotare. 80% dintre cei plecați sunt tineri. Cel care a urmărit sistemul medical, fărâmițându-se din cauza migrației, este doctorul Vasile Lopatski, care salvează vieți deja de 40 de ani. Bună ziua! La câte naștere? Prima naștere, câte termenul sarcine? 38-39. Am un doctor începător, au un salariu foarte mic. Mulți oameni au plecat după hotare. Sigur că vin, se întorc înapoi în concediu, să viziteze rudele, prieteni, eu știu și... Și spun că acolo cu mult e mai mare salariu. Cel puțin 10-20 de ori doctorul după hotare mai mult decât primește doctorul nostru. Doctorul Lopatski, care ridică lunar doar 4.000 de lei, spune că pentru medici ar ajunge bani dacă s-ar schimba un singur lucru. Să furi mai puțin. Dacă să furi mai puțin, cred că o să ajungă. Să fac locuri pentru lucru, să întoarcă lumea înapoi acasă. Și rămân mai bine acasă decât după hotare. Perioada de 25 de ani în care doctorii tineri părăsesc Republica Moldova a lăsat sistemul de sănătate într-o adevărată criză. Se întâmplă în timp ce oamenii au cea mai mare nevoie de servicii medicale de calitate. Bolile cardiovasculare, cancerul și diabetul sunt cele mai răspândite boli în Moldova. 3 din 4 moldoveni mor din cauza bolilor netransmisibile, dar tot mai puțin doctori rămân în țară. Cel mai îngrijorate de acest fenomen sunt mamele care educă noua generație. Вообще влияет на нашу страну любая миграция любых профессионалов, потому что у нас очень мало остается людей, которые хоть как-то сколько хорошо разбираются в своем деле. И это очень обидно. И особенно это, конечно, касается врачей. Например, мой врач, женский доктор, мой взял и уехал в Германию. И это очень мне обидно. И он был профессионал своего дела. И мне сложно... Вообще, это очень сложно, когда ты доверишься уже кому-то, когда речь идет о врачах особенно. И потом эти специалисты уезжают. И я просто молюсь, чтобы они никуда не уехали. Но если они уедут, я же не смогу им этого запретить. Când miza cea mai mare e sănătatea copiilor, este de datoria statului să oprească exodul doctorilor. Dar în timp ce ei încă pleacă din țară, migrația lor afectează Moldova exact ca o adevărată boală.